Dincolo de ideea că deschidem o zonă pentru un tratament medical sau pentru o evaluare medicală, ce mai important e că în spitalul universitar funcționează, cred eu și sunt sigur de asta, o echipă medicală care este bine organizată, corect structurată și care își face treaba, pentru că astăzi, sigur, începem o evaluare a pacienților diagnosticați pozitiv cu COVID într-un spațiu destinat, degrevând în felul ăsta unitatea de primiri urgențe, iar speranța mea e că activitatea noastră în mediul spitalicesc de recoltare, testare, evaluare, tratament, diagnostic va fi ușurată foarte mult și de acțiunea medicilor de familie. Atât despre Spitalul Universitar, domnule ministru. Mulțumesc domnului director pentru invitație. Mă bucur să văd funcțional încă un centru ambulatoriu de evaluare al pacienților. Știți bine că acum 10 zile am fost la Văleni, tocmai a început această activitate. Ne dorim ca să existe acces la aceste centru pentru un număr cât mai mare de persoane care sunt infectate și care au comorbidități. Este extrem de important pentru că aici pot fi evaluate din punct de vedere biologic, din punct de vedere radiologic și mai mult decât atât pot primi tratament gratuit antiviral, doar cei care sigur au această recomandare, având în vedere evoluția bolii sau posibila evoluția bolii, ținând cont de comorbiditățile pe care aceștia le au. A început domnul profesor Cârstoiu cu un subiect care cred că este foarte important și aș vrea să-l transmiteți cu toții, așa cum ne pregătim la nivelul spitalelor să încercăm să trecem cu bine această lună, pentru că oricum ar fi, chiar dacă intrăm pe un trend descendent, mai avem o lună de lucru foarte intens la toate nivelele asistenței medicale. Cred că și fac un apel pe această cale din nou către medicii de familie, către organizațiile profesionale ale medicilor de familie, către Colegiul Medicilor din România, să încerce să înțeleagă că este vorba de o responsabilitate profesională și de un parteneriat în folosul populației. În momentul de față sunt încheiate circa 3800 de contracte de testare cu cabinetele medicilor de familie, și cred că dacă ajungem ca fiecare cabinet să testeze în fiecare zi măcar 10 persoane care sunt simptomatice sau care au fost contacți apropiați ai persoanelor infectate, ar fi un foarte mare câștig. Până în momentul de față, media e mult mai mică, sunt doar 2 teste care se efectuează în medie la cabinetele medicilor de familie. Așa cum am promis, i-am ajutat împreună cu conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Suma alocată medicinii de familie în acest an va crește fără precedent cu 22%, este o creștere substanțială, însă așteptăm ca și dânsii să participe la acest efort pe care personalul medical îl face în folosul cetățenilor. Aceste centre ambulatorii de evaluare vor funcționa mult mai bine dacă medicii de familie pot să diagnosticheze acești pacienți și ulterior să-i trimită către aceste centre pe cei care au mai mulți factori de risc, pentru că scopul întregii infrastructuri prespitalicești este de a reduce presiunea pe spitale, nu în scopul reducerii presiunii, dar în scopul tratării cât mai eficiente a pacienților. Mâine sosește în București transportul cu molnupiravir. El a plecat din Budapesta, cred că a și trecut frontiera de stat la această oră, iar cele 50.000 de cutii pentru 50.000 de pacienți de molnupiravir vor fi distribuite spitalelor și centrelor ambulatorii de evaluare a pacienților. Cred că în perioada următoare, dacă vom vedea că există într-adevăr implicarea din partea tuturor categoriilor de profesioniști din sănătate, medici de familie, cei care lucrează în ambulatoriile acestea de evaluare a pacienților și, bineînțeles, din spitale, vom putea să trecem cu bine de acest val pandemic. Cifrele sunt în fiecare zi îngrijorătoare, în continuare. Așteptăm mult dorita scăderea numărului de cazuri, dar lucrul ăsta nu se poate realiza decât dacă
contribuim cu toții prin utilizarea măștii, evitarea aglomerațiilor, vaccinare, să nu uităm că vaccinarea, mai ales la categoriile la risc, reprezintă un element extrem de important care previne spitalizarea sau formele complicate ale bolii și cred că parteneriatul de asemenea cu presa este esențial pentru a transmite mesaje pozitive care să încurajeze lumea, dacă este cazul, să se prezinte la serviciile medicale oferite de cabinetele de medicină de familie, ambulatorii de specialitate și, bineînțeles, spitale, sau pentru respectarea regulilor sau pentru încurajarea vaccinării. Astea sunt mesajele pe care le tot spunem. Cred că este important ca oamenii să aibă încredere. Nu ne aflăm aici ca să ne facem reclamă, ne aflăm aici ca să servim interesul public și îmi mulțumesc tuturor, îi mulțumesc domnului director, îi mulțumesc totul întregului personal al Spitalului Universitar de Urgență București, pentru că suntem aici, și mulțumesc întregului personal medical care își face datoria în această perioadă. Dacă o să aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Păi, o întrebare foarte complexă. Da. Câte persoane pot fi diagnosticate? Păi, diagnosticul infecției de SARS-CoV-2 la noi se face în mai multe feluri aici. Odată se poate pune diagnosticul prin prezentare la UPU. În al doilea rând se poate face în ambulatoriu, pentru că noi testăm tot ceea ce înseamnă spitalizări de zi și spitalizări continue. Deci vă dați seama, e un volum mare de lucru. Procesăm zilnic cam 200-250, mergem până la 300 de teste PCR, noi ca spital. Dacă mă întrebați de diagnosticul prin centru de testare organizat de o săptămână, el a adus, sigur, cam 150-200 de teste, dar pe care nu le-am lucrat noi, le-a lucrat DSP-ul. Deci numărul de persoane pe care putem să-l diagnosticăm e foarte mare, cu atât mai mult cât mai avem două posibilități. Testarea de antigen de tip PCR rapidă, cu un rezultat într-o oră, pe care o facem în cazuri elective, pentru pacienții internați prin urgență, ca să știm încotro o luăm cu ei, precum și testarea rapidă de antigen, care se practică la scară largă. Uite, am să vă dau un exemplu. Vineri s-au testat ad hoc 400-450 de cadre medicale. Pozitivitatea a fost cam de sub 2%, da? Dar, repet, test rapid de antigen. La evaluare e un centru care va funcționa în program 8-16, se va face în regim de spitalizare de zi, vor asigura tratamentul și evaluarea secțiile de medicină internă, fie ele ca atare, dar și specialitățile cardio-neuro-hematologie. Acolo nu e necesară prezentarea dovezii de asigurat, trebuie să existe doar un test pozitiv confirmat și atrag atenția aici, pentru că noi vom verifica în Corona Forms dacă acel test a fost raportat, pentru că nu pot să vin cu un test pe care l-am lucrat acasă și să nu mă raportez. E un gest public care trebuie făcut, de conduită publică, așa încât cine își face un test rapid acasă să meargă la medicul de familie să se raporteze, să fie introdus în Corona Form, să se poată lua deciziile legale de izolare și așa mai departe. Da? Deci azi, spre exemplu, de la ora 8 până acum au fost 8 pacienți, niciunul nu a venit pentru că a fost trimis de medicul de familie, ci au venit că au auzit de deschiderea centrului. La unul dintre ei s-a făcut și tratament antiviral. Ar fi existența unui test pozitiv raportat oficial. Deci, și a doua condiție e să nu fie... În metodologie scrie că este un caz pozitiv confirmat. Pozitiv confirmat înseamnă să ai un test, da, și să fii raportat oficial în Corona Forms de către medicul de familie sau cel care a lucrat testul, pentru că și cei care lucrează testul la rândul lor raportează astfel de teste în Corona Forms. Nu e o condiție, dar poate să fie mai vechi de 7 zile, să fie pozitiv și să aibă simptomatologie. Dacă ai un test pozitiv și ai simptome severe, te adresezi depinde, eu cred că majoritatea oamenii care sunt pozitivi și au simptome severe merg la unitățile de primiri urgențe, deși
repet, medicul de familie ar trebui să fie permanent informat de starea pacienților și să se informeze asupra pacienților pozitiv pe care iau în listă. Mie mi se pare obligatoriu acest lucru. Nu este vorba de utilizarea certificatului în interiorul țării, este vorba despre călătoriile internaționale, respectăm o decizie a Comisiei Europene în acest sens. Până va deveni operațional, dacă vreți, acest... De fapt, nu e vorba de certificat, e vorba de dovada vaccinării cu doza suplimentară, doza booster. Vor mai trece câteva zile, va fi adoptată o ordonanță de urgență a Guvernului și ulterior, după probabil după circa 10 zile de la adoptarea acestei ordonanțe de urgență sau o săptămână sau 10 zile, va deveni operațional și în România, așa cum este în toate celelalte state membre, dar, repet, nu este o problemă legată de utilizarea în interiorul României, rămâne valabilă vaccinarea completă cu o doză dacă discutăm de vaccinul Johnson sau cu două doze dacă discutăm despre celelalte vaccinuri. Haideți să luăm pe rând, vă rog frumos. Putem să știm, pentru că în România s-au vaccinat circa 8 milioane de persoane. Doza booster cred că au făcut-o mai mult de 2 milioane, deci probabil că 25-30% dintre cei care s-au vaccinat în România au și doza booster. Vă rog. Da, acum haideți să, aș vrea să discutăm puțin mai în detaliu. Aceste centre de testare au fost gândite inițial pentru perioada de weekend, când știți bine că medicii de familie, marea lor majoritate, nu lucrează, funcționează doar centrele de permanență. Și atunci am trebuit să avem, cel puțin pentru municipiul București, o soluție, pentru că ambulanța era supra-solicitată, erau mii de solicitări la ambulanță și oamenii așteptau până la 3 zile ca să vină cineva de la ambulanță să poată să le ia un test. S-a dovedit o inițiativă foarte bună, pentru că am reușit să ajungem la câteva mii de teste care se realizează zilnic în cele 28 de spitale din București care participă la, și aici este un astfel de centru, l-am și vizitat. Deci avem câteva mii de teste, cam 4.000 de teste, 5.000, care se efectuează zilnic. Pentru cine sunt aceste teste? Sunt pentru persoanele care sunt simptomatice și care nu au totuși o stare de sănătate care le permite deplasarea cu un mijloc propriu de transport, deci nu cu transportul în comun, și atunci, decât să aștepte venirea ambulanței, se pot deplasa la un astfel de centru, însă numai după ce informează call center-ul de la Direcția de Sănătate Publică București, de unde primesc un mesaj, un voucher electronic, cum vreți să-i spuneți, care le permite testarea. Extinde la nivel național aceste centre de testare. În mod normal ar trebui să funcționeze doar în weekend, dar pentru că ne aflăm într-o situație de criză, continuăm și în timpul săptămânii, dar asta nu înseamnă că lucrul acesta înlocuiește activitatea medicilor de familie. Medicii de familie care s-au înscris, 3.800 din cei 11.000 de medici de familie s-au înscris în acest sistem, ne așteptăm să mai crească numărul celor care înțeleg că trebuie să participe la acest efort, pe de-o parte, și pe de altă parte să testeze mai mult, să-și testeze pacienții care sunt simptomatici, pentru că cu cât testăm mai mult, știți bine că a fost o mare discuție, cu cât testăm mai mult, cu atât descoperim mai multe cazuri și nu ăsta este de fapt scopul. Scopul este ca să reducem transmiterea, ei intră pentru câteva zile în izolare și eventual beneficiază de pe tratament antiviral distribuit prin centrele acestea, ambulatorii de evaluare sau prin spitale, dacă este cazul. Se deschid în toată țara, da. Nu, pentru interiorul țării nu am discutat această eventualitate. Ea este o aliniere a României la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană.
pentru călătorii. Sigur că dacă vrei să vii din străină, din călătorie, să intri în țară și ai nevoie de unul dintre cele trei elemente, vaccinare, trecere prin voală sau testare, dacă nu ți-ai făcut test, atunci vaccinul complet va fi considerat cel care va fi cu trei doze sau două doze. Dacă ai făcut Johnson prima doză, atunci doza booster înseamnă a doua doză. Nu, eu tocmai am spus, nu de mâine, deci nu de mâine, dacă erați puțin atentă, am spus că urmează o ordonanță de urgență care va stabili acest lucru, după care, după un interval de 7-10 zile de la emiterea acestei ordonanțe de urgență, se va trece la acest sistem. Deci va exista o perioadă în care lumea să fie informată, pe de o parte să știe despre ce este vorba, și cei care consideră că vor să călătorească, atunci ar trebui să-și facă și a treia doză, bineînțeles și oricine altcineva consideră utilă această doză booster. Deci doar pentru călătorii nu poate fi obligatorie? Doar pentru călătorii, da. Într-adevăr, astăzi proporția de persoane internate față de numărul de persoane diagnosticate a fost probabil cea mai mare din ultima lună. 4,5% a fost cifra, față de, deci, 900 pentru circa 20.000 de cazuri de îmbolnăvire, față de 2,5% în perioada anterioară. Rămâne să vedem dacă acest lucru este o întâmplare care urmează weekendului. Știți că, în general, weekendul reprezintă o perioadă în care accesul la servicii medicale este mai redus, sau dacă este vorba de o tendință. Dacă este vorba de o tendință, atunci o să trebuiască să vedem cum operaționalizăm, mai bine a spune, atât cabinetele de medicină de familie, cât și aceste centre de evaluare ambulatorie, pentru că nu cred că există suficientă informație în acest moment încât oamenii să se ducă cât mai repede la medic sau în centru ambulatoriu, pentru că cu cât se duc mai târziu, cu atât, evident, starea de sănătate poate să impună internarea în spital. Rămâne să vedem, într-adevăr, acest lucru ne-a preocupat și pe noi, încă de dimineață am abordat această problemă, să vedem ce se întâmplă în perioada următoare. Dacă însă vă uitați la terapie intensivă, nu s-a întâmplat același fenomen, pentru că creșterea a fost mai mică, au fost puțin peste 40 de cazuri, cred că, înregistrate în secțiile de terapie intensivă. Eu nu știu situația rândul medicilor de familie, o să vedem dacă putem... Da, e o situație generală pentru personalul medical și din cauza asta respectarea măsurilor de toată lumea este esențială, utilizarea măștii și măsurile de distanțare, de igienă sunt necesare. Sigur că în momentul prelevării unui produs patologic îți iei toate măsurile încât să excluzi riscul de infectare, dar... Asta nu înseamnă că din cauza asta nu se testează, pentru că sunt foarte mulți dintre ei infectați în acest moment. N-am o statistică la nivel național, dar discutăm totuși de o diferență foarte mare. Cele 200 de cabinete de medicină de familie din București au testat 500 de probe într-un interval de timp în care aceste centre de recoltare au testat peste 10.000 de pacienți, adică cele 28 de centre. Trebuie totuși să găsim împreună resursele și cred că responsabilitatea să ajutăm la acest efort pe care îl desfășurăm cu toții în această perioadă. A crescut rata de pozitivare astăzi pentru că, fiind weekend, s-au testat mai puțin. Sau cred că au fost 56.000 de teste și 20.000 dintre ele au fost pozitive, sau 58.000 de teste, deci nu a crescut mult, peste 33%. Eu cred că nu vom depăși cu mult 40.000 de cazuri, să sperăm că eu o să am dreptate și nu vor fi mai multe cazuri.
Și cel mai bine, mult m-aș bucura să greșesc și să fie mai puține cazuri decât 40.000, dar în general, așa ca observație, numărul de cazuri pe care le raportăm sâmbăta este în general când raportăm, nu, duminica, mă scuzați, când raportăm, am raportat în jur de 20.000 de cazuri, ne așteptăm ca marțea să fie o cifră dublă. Cam așa a existat de-a lungul acestei pandemii această corelație. Dar dacă vom rămâne undeva în zona 40.000 de cazuri, atunci putem să ne gândim și la o încetinire a creșterii, pentru că creșterea medie în toată această perioadă a fost în jur de 1,5-1,6, adică numărul de cazuri dintr-o săptămână a fost cu 1,5 sau 1,6 ori mai mare decât cel din săptămâna precedentă. Nu, n-aș vrea să intru, dacă vreți vă răspund din punct de vedere profesional, că eu sunt microbiolog. Nu mă ocup de această problemă. Știți bine că Ministerul Educației împreună cu Departamentul pentru, de fapt, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și ONAC au făcut managementul acestui subiect. Sigur că sensibilitatea acestor teste este mai mică decât a testelor de antigen, dar în condițiile în care ai un număr mare de cazuri, sunt... Ce anume? Se vor păstra aceste teste? Eu știu că dânsii continuă acest program și, cum vă spuneam, măcar în perioada aceasta cu număr mare de cazuri, cred că este utilă această testare. Scăderea perioadei de carantinare se datorează particularitățile tulpinii Omicron, care are o perioadă de incubație mai scurtă, cam de 3,5 zile, și atunci, în mod evident, persoanele care sunt în carantină, să spunem că vin din altă țară sau sunt contacti direcți a unor apropiați, a unor persoane infectate, pentru ele această perioadă de 5 zile este suficientă. Și dacă în ultimele 90 de zile este acolo și o precizare, cei de aici care sunt contacti direct, păi să mai stea încă o dată? De ce să mai stea încă o dată în carantină? Totuși, imunitatea după boală, chiar dacă e mai scurtă, nu este mai scurtă de 3 luni. Și atunci n-are rost, dacă, să spunem, într-o familie este unul dintre părinți, sau să zicem, unul dintre copii bolnavi, după care al doilea copil se îmbolnăvește, părintele n-are rost să stea de 2 ori, să stea în carantină, pentru că, dacă a trecut prin boală, pentru că lucrul ăsta îți conferă o anumită imunitate și din studiile care există în momentul de față, ea durează cel puțin 90 de zile, de asta 3 luni. Din cauza asta, schimbarea perioadei la 90 de zile. Nu are legătură cu faptul că sunt foarte mulți de ordinul zecilor de mii cei care stau de 10-20 de zile în concedii medical? Bun, are legătură și cu asta, dar indirect. Nu are rost dacă ai fost bolnav, ai ieșit din izolare pentru că ai fost bolnav și după încă o săptămână intri în carantină pentru că ai fost contact direct cu cineva care s-a îmbolnăvit. N-are niciun fel de rost. La ce vă referiți? Perioadele vor fi 5 zile pentru carantină și izolarea pentru persoanele nevaccinate probabil că va fi 7 zile. Pentru cei nevaccinați și pentru cei vaccinați, la fel ca și carantina 5 zile. Ar putea dura această perioadă avaliului 5 mai mult decât restul dacă l-au mutat mutațiile pe care au avut? Nu cred că din cauza mutațiilor. Durata prelungită se poate să apară datorită nerespectării măsurilor recomandate de către autoritățile medicale, nu de către, sau de către profesioniștii din sănătate. Trebuie să facem toți efortul să le respectăm, pe de-o parte, și în măsura în care nu am făcut-o până în momentul de față, să ne vaccinăm. Repet, vaccinarea nu influențează la fel de mult transmiterea, nu mai putem discuta de imunitatea de turmă sau comunitară, cum vreți dumneavoastră, dar discutăm despre ceva care a fost demonstrat cu subiect și cu predicat, adică reducerea drastică a spitalizărilor, a cazurilor complicate și a deceselor, în toate țările din Uniunea Europeană care au acoperire vaccinală mare, iar la noi, între 8 și 9 cazuri internate la ATI sau care
au decedat sunt la persoane nevaccinate. Prima estimare sau lucrul la care toată lumea a făcut referire a fost când se oprește creșterea. Creșterea, bănuim că va fi așa cum am mai declarat în jurul datei de 10-15 februarie, dar nu s-a rezolvat problema, pentru că o creștere mare a numărului de cazuri duce și la un soi de ecou. Ecou înseamnă multe cazuri la ATI, înseamnă multe decese și atunci vă spuneam că avem o lună în față în care trebuie să ne concentrăm cu toții încât să putem să tratăm pacienții, să prevenim îmbolnăvirile și să acordăm întreaga susținere populației din țară. Există date referitoare la numărul cadrelor medicale care sunt în prezent infectate? Da, există situații. V-am și pus la dispoziție una săptămâna trecută. Nu am situația de azi. Erau în jur de 1400 de persoane infectate la nivel național. Din 200 de mii, cred că, de cadre medicale, cam atât sunt, 200 de mii. Deci undeva în jur de, era undeva în jur de 1%, dar nu am ultimele cifre. Uite, doamna Grigore ne spune, Oana, vino să le spui. Deocamdată suntem departe de acest scenariu, însă aici mai este un element care ține foarte mult de conducerea spitalelor. Cum își organizează spitalele activitatea încât să nu țină secțiile închise pentru perioade lungi de timp? Adică dacă apar îmbolnăviri, apar focare într-o secție, persoanele infectate sau contactii apropiați, direcți, sigur, stau în carantină, dar perioada în care se închide secția respectivă nu trebuie să depășească, de exemplu, cele 5 zile pe care le și folosim în momentul de față ca și durată a carantinei sau a izolării pentru persoanele vaccinate, mai ales că la personalul medical 90% aproape este vaccinat. Deci discutăm de un personal vaccinat. Așa că închiderea prelungită a unor secții de spital poate pune probleme și din cauza asta încă de aseară am cerut Direcției de Sănătate Publică București să realizeze o situație centralizată la nivelul Bucureștiului, pentru că sunt spitale la care, într-adevăr, sunt secții închise pentru o perioadă de timp care excede un interval de siguranță. La Spitalul Universitar nu avem această problemă. A fost totdeauna disponibil să primească și să trateze pacienții, și discutăm și de pacienții cu alte boli, atenție. Nu discutăm despre pacienții COVID, sunt la fel de importanți pentru noi și pacienții cu alte patologii care au nevoie de asistență medicală. Sunt situații în care pacienții care au fost internați în spital pentru altă boală, au contactat coronavirus cât au fost în spital și au dat în judecată medicii respectiv spitalele. Există o soluție universal valabilă pentru aceste cadre medicale pentru spitalele respective sau fiecare se descurcă cum poate? Ce înseamnă o soluție universal valabilă? Înseamnă că tot personalul medical își desfășoară activitatea cu cea mai mare grijă ca să evite transmiterea, dar lucrul ăsta nu-l poate stabili nimeni, dacă vreți, pentru că se întâmplă peste tot. Riscurile de îmbolnăvire există, dar nu sunt convins că în cazurile pe care le menționați dumneavoastră, transmiterea este de la personalul medical. Există și situații în care pacienții pot să vină, de exemplu, infectați, sunt în perioada de incubație, testul este negativ, după care, după 3 zile, apare simptomatologia. Adică această blamare a personalului medical mi se pare nepotrivită, mai ales în condițiile în care colegii noștri își fac marea lor majoritate cu atâta perseverență și profesionalism datoria. Mulțumim mult! Vă mulțumesc!